Stimați telespectatoare, stimați telespectatori, vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii pentru noi femeile, de data aceasta cu tema Cum să fii fără teamă sau mai pe scurt spus fără teamă. Am alături de mine în studio o femeie fără teamă. Este vorba de Rodica Volintiru din Canada. Mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți cum neobosită colindă satele și orașele României, împărtășind vestea bună și anul acesta aducând o nouă carte. În dragoste nu este frică. Bine ai venit, Rodica! Bine v-am găsit și mulțumesc foarte mult pentru această întâlnire. Este o onoare și mulțumesc pentru asta! Onoarea este și pentru noi la fel de mare. Așa de mult mă bucur, nu știu să exprim, dar aș vrea să înțelegi că mă bucur mult că în agenda ta foarte, foarte încărcată a... Ocupat un loc și uh, Credo TV și te-ai oprit aici la Cluj să împărtășești cu noi câteva gânduri așa uh, live, poate pe marginea cărții sau chiar mai mult decât scrie da. în carte. Cu multă bucurie, cu multă plăcere am venit. Mă bucur că ești la a treia ta carte și aș vrea să începem direct cu uh, câteva gânduri despre cum și în ce împrejurări ai fost inspirată să scrii cartea. Dar înainte, uite că m-am luat cu emoțiile, aș vrea să urmărim împreună, noi și telespectatoarele și telespectatorii, un scurt material despre temeri și un gând din Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt Simona Sunt Valentina Rodica Sunt Alexandra Naomi Natalia Nicoleta Dana Emanuela Noti, Sunt Ramona Sunt o tânără soție Mama trei copii Bunică și străbunică Soție, mamă și femeie de afaceri Căsătorită Și am ales să-L urmez pe Dumnezeu Elevă la liceu, o mamă singură, sunt elevă, sunt tânără, tocie, mamă și bunică, studentă, mă îngrijorez de viitorul țării în care cresc copiii mei. Mă gândesc că multele mele frici îl supără pe Dumnezeu. Mă îngrijorează mediul de afaceri din România și am temeri cu privire la propria mea afacere. Mă îngrijoresc că familia mea încă nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Mi-e teamă de respingere. Mă îngrijoresc cu privire la viitorul familiei mele. Mă îngrijoresc cu privire la sănătatea mea și a mele. Mă îngrijoresc cu privire la generația mea. Mă îngrijoresc pentru cine va pune Dumnezeu lângă mine ca și partener de viață. Am și eu temerile mele, cele legate de soțul meu care se confruntă cu un viciu alcoolul Sunt îngrijorată pentru o nouă cădere. Mă îngrijoresc cu privire la cariera mea Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere De dragoste Și de înțelepciune Aceasta mă face să fiu fără teamă Fără teamă Fără teamă Fără teamă Sunt fără teamă Fără teamă Fără teamă Și sunt fără teamă Fără teamă Fără teamă Mergem la <coughs> cartea ta, În dragoste nu este frică, a treia ta carte. Uh, cum ai primit inspirația să abordezi subiectul acesta, atât de necesar? Primim <coughs> foarte multe uh, mesaje pe Facebook, pe e-mail, majoritatea femeilor uh, cu acest duc de frică. Frică de tot felul, o să amintim... Cred că sunt sute de frici. După ce m-am scris cartea, m-am uitat pe Google și am văzut câte fobii, care tot frici sunt. Și mi-am dat seama că trebuie un material mult mai detaliat despre această frică. Dar nu am avut timp. Fiind foarte ocupată și cu România, Dumnezeu a deschis ușa, am fost și în Europa, am fost și în Africa, și în America, la conferințe, plus responsabilitățile de mamă și de soție și atât de mult fiecare minut vă pot spune ocupat eu nu-mi permit să am timp, uh, timp degeaba liber. da, încerc să fac timpul meu odihna mai este când petrec mult timp cu domnul bineînțeles și cu familia dar așa să stau uh, pe internet sau la televizor sau la bârfă sau la telefon nu mai am timp și mă bucur fiecare minut să fie punct ochit punct lovit efectiv și fiind foarte ocupată am observat ceva care este pentru un sfat pentru mine și pentru toți care sunt lucrători al Dumnezeu, care sunt în via Domnului, e mare pericol să fii prea mult implicat în slujire și să nu mai ai timp timpul tău personal cu Domnul. Pentru Asa încărcare. Familia, după aceea, da. Pentru încărcare. Cumva asemănător s-a întâmplat cu mine, fiind foarte ocupat, am fost la foarte multe conferințe în America, cum am spus și în Europa, plus familia. Și dintr-o dată m-a prins cumva, să zicem, nu vreau să-i dau credit vrășmașului, m-a prins cumva uh, nepregătită, fiind foarte ocupată și destul de slăbită, vulnerabilă. N-am avut timp suficient să mă încarc cum știu eu, să mă încarc cu Domnul, încât să fiu plină de putere, de energie, de credință, să pot mai departe. Deavolul asta așteaptă, un moment de repaus spiritual, un moment de neveghere un moment în care nu ești uh, total uh, cum spune acolo cuvântul, vegheat și rugați -vă! în acea veghere, în acea vigilență și atunci începe să arunce săgeți că poate ești prea obosit să mai ții scutul și au venit din mai multe părți, tot felul de săgeți și tot felul de situații mai dificile și familiar și din altă parte și atacuri și mai multe au venit. Deci și la tine. Vin oh, da. păi mai ales când ești în față și faci ceva pentru Domnul sau or, în orice lucrare, se zice în engleză, nu, no, another level, another level, da, din nou nu vreau să-i dau credit, ci din contră să vedeți ce frumusețe face Domnul din încercarea ta, din suferința ta. Și momentul acela am fost așa de apăsată N-am alergat repede la domnul, m-am uitat la problemă și problema mea a devenit așa de mare. A exagerat-o vrăjmașul, că deci aceasta este tactica lui. Și normal când vezi un munte așa de mare care vine spre tine și tu nu vezi dincolo de el, am văzut ca un val de frică care venea spre mine, încât parcă m-a epuizat și mi-a luat toată energia. Și am zis, Doamne, nu mai pot, nu mai știu, renunț. Sindromul Ilie. Exact în clipa aceea când eu am fost gata, zic, Doamne, să renunț și să las apăsarea, să las descurajarea, să las firea să mă controleze, îngrijorarea și frica, toate ceea. Exact în acea secundă, Domnul începe să-mi vorbească, să mă încurajeze și mi-a spus, nu fi ca mai am ales să te lupți, nu să renunți. Computerul meu era deschis și atunci un american scria, este timpul să îi plătești deavolului acum, făcând ceva opus, făcând ceva mult mai puternic, care va fi de beneficiu pentru mii și mii de persoane. În momentul acela, vă spun, toată, nu am văzut în lumea spirituală, dar cumva mi-am imaginat, toată înfășătura vrăjmașului de oboseală, de descurajare, de acele lanțuri ale fricii care încerca să vină, toate s-au topit, au căzut într-o secundă și imediat m-am trezit, m-am reconectat cu Domnul meu și atunci zic, aleluia! Acum este timpul cel mai minunat în valea mea, în încercarea mea, în ecazul meu să pot să fac ceva atât de puternic și de frumos pentru Domnul și pentru alții și imediat parcă vedeam perla suferinței, vedeam comoara care o scoți de acolo dintr-un gunoi, dintr-o stâncă care e atât de tare și de grea zic, da Doamne, aici ce vrei să fac? Oricum am spus inspirații mi-a dat Domnul și aveam în plan și atunci Domnul apucă-te să scrii din nou, să scrie o carte despre frică, împotriva fricii pentru că asta era unul dintre atacurile care veneau împotriva mea și aici frumusețea Domnului, ceea ce te atacă tu să fie exact opusul ca să-l poți să-l depărtezi, nu să cad pradă acestui stări, acestui duc. Și atunci Dumnezeu în frumusețea lui, cu toate că eram foarte ocupată, deja luasem biletul pentru România, deja începusem să programez conferințele, am lăsat totul și cu ajutorul Domnului Isus și a soțului meu m-am retras sus pe munte ca să stau singură cu Domnul Poș și rugăciune să mă apuc să scriu carte. E o carte aproape caldă. Da. Deci cât timp a luat scrierea ei? Pentru că e foarte, foarte O săptămână recent. a fost record într-o săptămână. Stam cu domnul 3-4 ore, bineînțeles că am să studiam, ascultam, aveam muzică lângă mine, mă duceam 3-4 ore, stau afară din cameră cu domnul și domnul îmi dătea inspirații, mijloceam, mă rugam și apoi scriam continuu, poate ore în șir, continuam și scriam și scriam și scriam și, scriam. și tot ce era în inima domnului și mi-am dat seama că Așa frumos lucrează, domnul, repet, ce înseamnă să fii în odihnă. Unele lucruri, într-adevăr, e muncă și luptă grea. Dar am văzut că cu cât încep să-L cunoști pe Dumnezeu, intri într-o odihnă și doar curge, doar curge, doar primești și apoi se rezolvă atât de frumos și de ușor toate celelalte lucruri. Și așa a fost în cazul acesta. Imea Dumnezeu mi-a pregătit editor mai bun și special, mi-a pregătit editură, mi-a pregătit banii, mi-a pregătit absolut tot, ca într-o lună de zile. Cartea deja să fie în Londra, că aveam deja conferință în Londra. Și a ajuns exact în timp ce era la conferință, cărțile au ajuns. Așa a lucrat Dumnezeu. Da, pentru că Dumnezeu știe că noi femeile, așa cum ai văzut și în materialul uh, inserat da. în emisiune, avem foarte multe temeri și chiar am zis, atât de multe lucruri bune nu s-au întâmplat. Cărți n-au fost scrise, uh, copii nu au fost născuți, uh, fapte bune n-au fost făcute, binefaceri, războaie au fost pierdute, datorită frici. Și așa de azi. multe ori uh, frica a fost asupra unor lucruri care uh, nici nu erau foarte reale. Se spune că 20% din problemele de care nouă ne este teamă se întâmplă, celelalte 80% sunt pura noastră imaginație. Imaginați, imaginați. Și atunci e foarte necesară o astfel de învățătură și cum îți spuneam și într-o altă ediție a emisiunii noastre, când ai fost împreună cu Marian, cu soțul tău, am avut mulți invitați, fratele Zon, o soră din Germania și alte nume care nu mi le mai amintesc acum, care au venit din propria inițiativă sau am atins tangent subiectul acesta cu frica și așa de mult mă bucur că Dumnezeu vrea să ne trateze de frică. Amin, așa, este, așa este. Cum definești tu frica? Frica, eu văd ca o emoție negativă care cumva am fost creiați cu ea. În momentul când vezi ceva, parcă te sperii și parcă este așa o stare de frică dar nu rămâi în ea ar fi o frică normală, o emoție negativă, o emoție care este în ADN-ul nostru care de multe ori este ca o... A activează cumva adrenalina să ne luptăm sau să fugim, să confruntăm sau să într-adevăr să împrățișăm sau ne împrățișează această stare de frică. Deci, la început trebuie să înțelegem că este o, o, o lucrare a lui Dumnezeu în noi normalitate. Dar în momentul când frica deja devine acută, deja frica începe mai profund, ne frică de orice stare de întuneric, de orice lucru care e după colț și deja vedem că o posesie la nivelul minții noastre, că nu mai putem dormi, nu mai putem mânca, nu putem lua decizii și multe alte lucruri, acolo deja, bazat pe cuvântul Domnului la 2 Timotei 1 cu 7, este duh de frică. Bineînțeles că intră în emoțiile noastre, dar Domnul ne spune acolo, Domnul nu ne-a dat un duh eu e specific ca să fie mai ca demon de frică, ci ne-a dat putere, dragoste și chipzuință, adică înțelepciune. Și de aici uh, am dezvoltat în carte foarte mult să realizăm ce cum lucrează frica, de ce vine frica, dar cel mai important, cum să scăpăm de frică. Deci toți avem mai multe frici sau mai puține. Dar degeaba dacă nu știm cum să scăpăm de ea. Și aici am accentuat mult și am scris în carte despre aceste lucruri. Înainte să scăpăm, aș vrea să mai detaliem un pic asupra faptului că devenim fricoși. Ne caracterizează frica. Aici avem noi vreo contribuție sau doar... Împrejurările prin care trecem ne marchează atât de mult. La unii li se întâmplă mai multe experiențe neplăcute, negative, decât la alții, sau cel puțin așa pare, sau așa se prezintă. Spuneai mai înainte că frica e o reacție spontană, foarte frumos definit, o emoție care pregătește organismul pentru uh, diferite stări. Dar cum ajungem să fim definiți de frică? ține de noi sau ține de lucruri exterioare? Frica eu cred că vine în primul rând datorită anumitor traume în viața noastră. Frica vine în urma păcatului. Frica vine în urma neștiinței, necunoștinței de multe situații ce se întâmplă în jurul nostru. Frica vine când mintea noastră nu este umplută de cuvântul lui Dumnezeu. Vine uh, sub o formă imaginare, gânduri negative, care diavolul care este mincinosul, ni le inspiră, seamănă semințe de frică în mintea noastră. Unele, cum am spus, reale, altele sunt ireale. În momentul când noi știm și avem discernământ ca să facem diferența ce este ireal față de ce este real, noi puteam, putem lua controlul. Pentru că, de exemplu, și am dat acest exemplu, suntem acasă și ne uităm la ceas, este ora 10 seara și copilul nu a venit acasă sau soțul a întârziat. În momentul acesta, automat, ce vine prima? Frica. Hey, unde s-a dus? Dacă s-a întâmplat ceva? Dacă a murit? Dacă a făcut accident? Deja am deschis ușa celui rău și începe să ne chinuiască prin imaginații negative, care poate nici pe departe, nici 1% nu sunt adevărate el poate n-a mai avut bateria la telefon să te sune, s-a întâlnit doar cu un prieten sau poate nici n-ai văzut când a intrat în casă și le era în camera de sus. Și noi ne chinuiam cu gândul unde o fi copilul meu, soțul meu, de ce n-a venit acasă. Înțelegi? Deci sunt situații în care îl suferim pe nedrept. Cum ai spus, cele mai multe frici sunt doar imaginare, sunt semințe ale vrășmașului care să ne chinuiască. În situația aceasta, sunt ireale. Sunt reale. Da, într-adevăr, s-a auzit că vine războiul. Vine frica. S-a auzit că s-ar putea să am cancer. Sau doctorul mi-a spus lucrul acesta, automat vine frica. Și atunci, aici este cheia noastră. Ce trebuie? Cum trebuie să ne poziționăm ca să-i zgonim frica? Ca să nu aibă puterea asupra noastră? În ciuda realității care poate doare. În ciuda realității care, într-adevăr, se sfârșește rău. Moare cineva? Are cancer, nu ne-am așteptat, ne-am rugat, nu ne lăsăm conduși de frică. Avem un Dumnezeu care, el este în control, facem ce putem să facem și cu durere sau părere de rău vedem deja că persoana respectivă moare. Dar, important este să nu lăsăm frica să ne conducă și să ia control asupra noastră. Căci avem o continuă chin, să spun așa, turmentare turmentare să cerem nu? E, la nivelul minții noastre frământare. suntem frământare, da. E o frământare continuă care ne fură pacea, ne fură bucuria, ne paralizează pur și simplu, ne desparte de Dumnezeu. Am scris foarte multe e, în carte câte lucruri negative se întâmplă dacă lăsăm frica. E suficient atâta să-ți strice buna dispoziție pentru că în momentul în care nu ai bună dispoziție, dacă te întâlnești cu cineva tu nu poți să fii persoana sau eu nu pot să fiu persoana plăcută care sunt oamenii probabil obișnuiți să o întâlnească ci voi fi inhibată voi fi negativă, voi fi cum ei nu se așteaptă da, și da. poate că purtând fricile astea ajungem să fim ocoliți respinși de... Da, pentru că -ci frica are cu ea pedeapsa, spune cuvântul Domnului la 1 Ioan, capitol 4, versetul 18. Și m-am gândit, oare de ce spune Dumnezeu acolo, frica are cu ea pedeapsa? Mulți oameni, și creștini și necreștini, am luat aminte la ceea ce spune ei, spun așa și am scris în carte, de ce se e frică nu scap, cum spune și la Iov? Ceea ce, de ceea ce ți-e ție frică, tu îl împuternicești, tu îl și am văzut din propria mea experiență. Ți-e frică de anumiți oameni, automat parcă îl atragi să-ți facă rău sau să-ți rănească. Deci este într-adevăr un duh atât de puternic care lucrează la nivelul minții fără ca noi să ne dăm seama ce mare putere are când ne deschidem, noi împuternicim pe acela de care ne este frică. Fie un păianjen. Se frică de el. Ha! I-ai dat putere, tu nu poți să dormi, nu poți să mănânci. Și mi-aduc aminte de fetița noastră. Încercam mult să o ajut să n-aibă frică de păianjen și chiar am scris în carte puțin despre acest subiect. Ea și imaginează, probabil că a văzut într-un film, a văzut un păianjen mic pe perete. Mami, mami, vină și omor. Lasă-l, mama. E doar un cântecel mic. arată el că am urât. Dar dacă vrei, faci clic și l-ai omorât. N-are nicio putere. Nu, deja imaginația ei s-a dus mai departe. Dacă eu dorm diseară seară și deschid gura <gură> și el intră în gura mea <gură> și deja frica aceea a cuprins-o de nu putea să mai stea în cameră. Până nu m-am dus omor, ea în nu, nu putea să colce să doarmă. Și a trebuit să o ajut cum să depășească aceste imaginații negative, aceste stări mincinoase. S-ar putea să intre, dar Trebuie să te confrunți, trebuie să te lupți cu mintea ta. Stai mai puțin că e doar un gând de Stai mai puțin că nu o să facă nimic. Dar s-ar putea, cum am spus, să vină imaginații din trecut că ai văzut vreun film. Ai văzut ceva pe în care sunt otrăvitori. Ai văzut anumite animale, într-adevăr, care sunt groaznice, chiar câini sau mai știu eu ce. Și sub influența subconștientului a memorilor negative care le-am văzut sau chiar le-am experimentat, cum am spus, traume din trecut, acela activează frica și produce o senzație atât de, de în, în, sufletul nostru. Și atunci ne comportăm ca niște copii care nu avem nicio putere. Și frica are putere asupra noastră. I-am dat noi putere. Îți amintești de versetul care spune despre fricoși, că nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. E groaznic. Uh, e groaznic. E Apocalipsa 21 cu 8, am scris acesta. Acolo zice, dar cât despre fricoși, necredincioși. Mă opresc aici, sunt mai multe păcate. Sunt mai multe lucruri acolo da. urâte da. și astea că să fii fricos, puțină nu lumea a știut că e ceva sau atât de grav. Da, da. Ce e atât de grav încât să partea lor este în iadul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua și am zis, Doamne, și studiind, m-am dus pe firul fricii. Frica, din nou repet, are cu ea pedeapsa, da? Frica ce este? Automat este un duh care îmi inspiră mie îndoială și necredință. Mi-e frică că voi rămâne fără servici, căci mă îndoiesc sau nu am încredere că Dumnezeu mă va ajuta. Indirect, frica îl lovește pe tatăl meu din cer, mă îmi inspiră îndoială cu privire la bunătatea lui. Îmi inspiră necredință că el nu e suficient de puternic să-mi ajute mie cauza. Și frica, atât de mult pentru că eu i-am deschis ușa, a devenit atât de puternic să mă posedeze, îmi paralizează pur și simplu mintea și eu l-am scos pe Dumnezeu din toată imaginea mea, l-am dat la o parte și deja sunt în acea tulburare ce mă fac că nu o să mai am de servici. Nu mai, nu o să mai am de servici. Automat frica pe cine atrage? Îngrijorarea. Ce mă fac? Nu m-am cu ce să-mi plătesc casa. Nu mă o să am bani pentru copii. Automat am intrat într-un joc demonic, pot să spun. Frică, îndoială, necredință, îngrijorare. Nici nu le băgăm în seamă, cum ai spus. Dar toate lovesc indirect în Dumnezeu. Nu poate nu este în stare, nu mă iubește, nu are suficientă putere să mă ajute. Și atunci l-am îmbrățișat pe acest duh rău de frică, care uit că spune cuvântul Domnului, aduce cu el pedeapsa și eu împuternicesc și tot eu voi suferi când trebuie să schimb direcția. Schimbând direcția la Dumnezeu, la acest verset, în dragoste, Că-și frica are cu ea pedeapsa. Și dragostea de săvârșită, zice acolo, izgonește frica. Stop, m-am oprit aici. Ok, Doamne, despre ce dragoste este vorba. Și atunci, dacă m-am dus la versetul 16 și mai înainte din capitolul 4, de la 1 Ioan, vorbește foarte mult despre dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. În versetul 16 spune, noi am cunoscut și am crezut în dragostea lui Dumnezeu față de noi. Nu e vorba de noi, pentru ea. Am cunoscut, am crezut în dragostea lui Dumnezeu față de noi. Și apoi termină că și Dumnezeu este dragoste. Și apoi spune despre celălalt. Și am zis, Doamne, e clar, dragostea perfectă nu are nimeni decât tu. În momentul când eu cred, cunosc și cred că tu ești dragoste și tu mă iubești și ai o dragoste supranaturală, cu alte cuvinte, pentru mine, de ce să mai fie frică? În dragoste nu este frică Care dragoste? A lui Dumnezeu față de mine Teoretic știm, am spus Dar eu vreau să distrug teoria, vreau practica Teoretic știm ce, Cine nu știe că Dumnezeu ne iubește? De când suntem copii, pocăiți, pocăi știm lucrul acesta Și acum întrebarea mea este La fiecare care ascultă Crezi tu personal că Dumnezeu te iubește? De unde știi? Ai experimentat tu vreodată Pe Dumnezeul dragostei? Și atunci, mă duce Domnul mai departe eu nu mai știu, că eu în timp ce vorbesc acum despre acest subiect, domnul mi adaugă, zic, trebuia să mă am puțină răbdare, mai mă adaugă la acest subiect. Mă duce domnul la Roman 8 cu 15 și acolo spune Dumnezeu nu ne-a dat un duc de robie ca să ne mai fie frica. Ok, de ce spune Dumnezeu așa? Nu v-am dat duc de robie să vă fie frică, deci robia mea că mi-e frică. Robia mea Că am critică, judecată, diferite păcate, atrage frica. Și v-am dat un duc de înfiere care strigă, eu spun un original, ABA, care înseamnă tăticule. Dintr-o dată găsesc soluția. Și mă duce domnul la ce mi-a vorbit el câțiva ani de zile în urmă, îmi scriu în jurnalul meu când domnul îmi vorbește, și de-abia acum am început să trăiesc, de aceea a pot să spun că am început să intru în odihnă, că domnul ne spune de multe ori anumite lucruri, revelații. Dar nu suntem pregătiți. Dar le a spus, le-am scris acolo sau rămâne undeva în, într-o cămăruță în mintea, în inima noastră și la timpul hotărât, oh, acum pricep, acum înțeleg. Se leagă de alte învățături Exact, și exact. Experiențe. Și atunci Domnul spune, eu am foarte mulți slujitori. Copiii mei mă slujesc, sunt biserică, sunt foarte mulți slujitori. Dar am puțin prieteni și foarte puțin care mă cunosc ca și tăticul lor. Și atunci Domnul spune, ce fica mea, vreau ca de acum tu să-mi spui Tăticule, nu am putut în momentul acela, am zis, Doamne, pleacă de la mine, că sunt păcătoasă. Cum pot eu să mă adresez ție, tăticule? Când tu și-am început să realizez și Duhul Sfânt mi-a aduce aminte, cine-i Dumnezeu? ce mare, ce măreț, ce sfânt, ce atotputernic, creatorul Universului, e foc mistuitor, este sfânt, sfânt, sfânt și toată oastea cerească, toți îngerii se pleacă înaintea lui, el zice și se face și rămâne uimită, cum se zice în, în engleză, de rămâi fără cuvinte, într-o admirație, respect și reverență absolută la adresa lui Dumnezeu. Și acest Dumnezeu atât de măreț a devenit tăticul meu. Și eu să-i zic tăticule, și atunci Domnul să-mi dea confirmarea biblică, mi-a dat Roman 8 cu 15. El mi-a dat un loc de fiere. Ce înseamnă? Am fost orfană. Am fost fără Dumnezeu, fără, fără, mamă, fără tată, în păcat, în mizerie. Ce înseamnă orfan? Nu are viziune, nu are părinți, nu are bani, nu are moștenire, trăiește de azi pe mâine. Așa am fost noi. Nu are protecție. Nu are protecție, nu are absolut nimic. Și tata din cer, care a fost creația mâinii lui și a văzut în ce hală am ajuns, cum ne-am fășurat lumea și păcatul și tradiția și neștiința și necredința, toate celelalte, a zis vreau să fac ceva, să-mi răscumpăr copiii mei care i-am creat după chipul și asemănarea mea. Îl trimit pe fiul meu, datorită Domnului Isus. Acum zice, vă adopt să intrați în împărăția mea, să fiți copiii mei. Dar ne trebuie un timp. Că dacă tu adopți un copil orfan, îi trebuie un timp să se acomodeze cu un nou stil de viață. Îmbrăcăminte, înveți să mănânce, să se spere. În patul lui, regulile casei. Așa și noi când intrăm în părăția lui Dumnezeu, când înțelegem cu adevărat. Și înțelegem ce împărat, ce măreț, ce Dumnezeu puternic este tăticul meu. Și o vin cu iubire, cu recunoștință, dar cu reverență, care înseamnă frica de Dumnezeu, care nu e frica de că mă pedepsește, gata, mă omoare. E acea reverență, respect. acea respect, onoare, că este cel mai măreț, cel mai minunat. Și atunci am înțeles mai mult ca oricând cât de mult tata meu din cer mă iubește și vrea să mă apropii de el să se creeze într -un, între noi o relație mult mai intimă, de părtășie, comuniune, o stare de vorbă continuă. În momentul când ajunge să-l cunoaște pe Dumnezeu ca și tată, ca și tăticul nostru, bazat pe acest verset, ca și aba al nostru, totul se schimbă. Vă spun, am început de mai mult timp, dar acum, cercetând și scriind această carte, am ajuns la un alt nivel de relație cu Dumnezeu ca și tată de siguranță, de pace, de odihnă, de încredere absolută, de dragoste pentru ea. Căci oricând că vin la rugăciune zic, Tată, tu toate le știi, pentru ce să mă amărăsc? Pentru ce să mă tulbur? Învață-mă ce să fac. Învață-mă ce să nu fac. Am greșit, arată, mă pocăiesc. Trebuie să lucrez acolo, da, tată. Trebuie să mă duc acolo, da, tata. Dar sunt în acea asigurare că și reflectorul lui este peste mine totdeauna. M-am gândit, uite, acum suntem cu reflectoarele. Ia imaginează-ți tu, eu și fiecare care ascultă, că ai pe cineva cu camera care tot timpul te filmează. Și așa este. Asta e adevărul, dar nu ne putem imagina. Și te filmează în fiecare clipă. Tot ce gândești, tot ce vezi, tot ce vorbești, cum va fi viața ta și viața mea un poet creștin îmi amintesc două vorbe dintr-o poezie de a lui zicea despre îngeri nevăzuți cu videocamere și aparate de înregistrate emoții și gânduri Amin. Așa adică este. pe vremea noastră se înregistrează mult, acum toată lumea te filmează cu telefonul, sunt la îndemână dar aparate de înregistrat emoții și gânduri. Asta nu mai Dumnezeu are, e numai el. Pentru că noi de multe ori arătăm o mască pe față. Spunem poate cuvinte frumoase, dar atitudinea inimii mele uf, e atât de acră, atât de rea, atât de plină de desamăgire. De aceea zice la Evrei 4, 12 sabia cuvântului, ultimul verset, ultima parte a versetului spune: judeca intențiile în engleză mai spune atitudinile și intențiile inimii noastre. Intenția gândurilor noastre. Cu ce motiv fac acel lucru? Și aici dacă noi am realizat cu ce motiv am scris eu această carte? Pentru bani? Să este în evidență? Să fac ceva? Nu! Să fie de ajutor poporului. Cu ce motiv am dat eu acei bănuți la colectă? Ca să, de obicei, ce zice frații, sau cu bucurie ca pentru Domnul. Orice lucru, Dumnezeu se uită la motivația inimii. Intenția inimii cu care facem acel lucru. Și de acolo vom primi binecuvântarea, răsplata sau blestemul. Sunt motivații în raport cu cuvântul lui Dumnezeu legitime, legale și sunt nelegitime, da. cu care Dumnezeu nu e de acord. Da, și acelea nici, nici nu le susține. Aș vrea să revenim la cuvântul acesta care mi l-am notat, tăticule. Și vreau să întreb două lucruri pe rând, așa. Cred că oamenii care n-au avut un tată model, poate n-a fost acel bărbat în familie care să-și asume rolul de tată, sau poate n-a fost deloc, sau poate a fost un tată autoritar, pot avea probleme să se raporteze la Dumnezeu ca și la un tătic. Da, vă spun din mesajele care le primează la surori. De la mame, de la fete, care atât de mult sufere că nu pot să aibă o relație cu Dumnezeu ca și Tată, datorită Tatălui care a fost în familie, ori a fost abuziv, ori le-a bătut, ori a fost dur, ori a fost prea uh, controlling în sensul că i-a controlat taci, taci uh, cum vreau eu, ori a fost lipsă de acasă, foarte ocupat la servici, ori a murit și a fost orfană și aceste persoane, femei, fete și băieți, bărbați, am văzut, le este foarte greu să poată să o relație cu Dumnezeu. Pentru că îl văd pe Dumnezeu prin prisma Tatălui. De aceea am un cuvânt pentru tați, pentru bărbați. De a știți ce responsabilitate mare aveți înaintea lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu a pus această ierarhie, Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus, bărbatul, femeia, copiii. Asta nu înseamnă să fii tu în control și să zbați nevasta sau copilul, ci în a fi responsabil, să realizezi că ai putere și autoritate și protecție peste familie. Căci fata, mai ales fetele, au ca model pe tata. Băieții nu știu de ce pe mama, se zice o vorbă. Și dacă tatăl a fost fără dragoste în familie, a fost abuziv și a bătut când spunea cineva tatăl a bătut-o și la 15-20 de ani a plesnit-o o ură, o rană atât de adâncă nu poate să ierte să depășească de le-am spus indiferent cât de gravă e situația ta absența tatălui tău abuzul tatălui tău sau situațiile critice nu uita că tata din cer nu e ca tatăl pământesc cu atât mai mult trebuie să te ridici la un anivers, să spui Doamne Vreau să te cunosc. Eu mulțumesc, domnule, am avut un tată perfect, pot să spun. Atât că l-am cunoscut, eu fiind și pastor, predicator, îi mulțumesc domnului pentru el și când am început și când domnul mi-a vorbit despre aceasta, tatăl meu a murit în domn, de acum 10 ani, atunci, cred, nu mai știu exact când a fost, când am început să plânzi, Doamne, mi-e dor de tatăl meu, eu nu mai am tată. N-am cu cine să mai vorbesc, așa cu toate că eram de mulți ani în Canada, dar mi l-aș fi, fi dorit pe tatăl meu pământesc, acum la maturitate care mi-a dat-o Domnul să vorbesc cu el, că el predica și, și acum am câteva dintre notițele lui când își făcea el predici, atâta de profunde și adânci și rădăcina totdeauna era dragostea, cum vă poate eu moștenesc de la el la anumite lucruri. Și atunci Domnul spune, de acum eu sunt tăticul tău, vină direct la mine. Mi-a fost greu, de ce? Pentru că suntem tentați ca oameni să trăim în fire, și suntem tentați să facem ceva să fim acceptați de Dumnezeu. Cea mai mare greșeală este ducul acesta de neprihănire proprie în care încerc să fac cât mai multe lucruri ca Dumnezeu să mă primească, să mă accepte ceea ce este total greșit și am curat să strig. Dumnezeu este dragoste, bazată pe cuvântul său. El ne iubește 100%, indiferent de trecutul meu, păcatele mele, sărăcia mea, imoralitatea mea, orice, sau faptele mele bune, bogăția mea, banii mei, numele și renumele meu. Dragostea lui este pentru toți la fel. Numai relația, răsplata sau suferința vor fi diferite. De aceea, în momentul când știu că tata mă iubește așa de mult, când realizez iubirea lui datorită Domnului Iisus, nu faptelor mele, nu că eu am învățat să postez mult ca tata să mă primească, eu mă rog mult, eu dau bani mulți, eu mă îmbrac așa, eu fac așa. Nu, sunt o haină mânjită, nu că nu sunt bune, ba da, dar nu vreau să-L câștig pe Dumnezeu cu aceasta. Eu se uite la Domnul Iisus și mă acceptă și de aceea Oricine din tot Universul, cât ar fi de păcătos, de orfan, cât ar fi de sărac, are acces la Tatăl Ceresc Și are parte de aceeași dragoste ca cel mai sfânt și desăvârșit om al lui Dumnezeu. Aici e bunătatea lui Dumnezeu. E bun uh, exemplu și experiența ta de viață că ai avut un Tată. Atât de bun. Eu am întâlnit persoane care uh, îl transmiteau altora pe Dumnezeu ca și o, un personaj foarte autoritar. Uh, vezi, sora mea, că nu ești îmbrăcată destul de cuvincios, Dumnezeu se supără pe tine, uh, vezi că nu ai făcut nu știu ce, uh, vezi că ai lipsit joia de la adunare, Dumnezeu nu e de acord cu asta. Și am întrebat. Uh, ia spuneți-mi, cum e tatăl acestui uh, mm. om care vorbește? Mm. Păi, ca toți, ca mai toți tații din generația veche, Știi că în România, cum era, părinții și mai ales pocăiți, erau foarte autoritari și versetul acela cu nu iau-a, e lipită de copil și trebuie dezlipită sau nebunia e lipită de copil și nu iau-a, o dezlipește era foarte mult pronunțat și din cauza asta cred că, de asta te-am întrebat unii au probleme să se vadă ei așa luați în brațe de Dumnezeu ca un tătic, atâta timp cât n-au avut un tătic Așa este. fizic pe care, care a făcut lucrul acesta. Dar putem descoperi, și asta e altă perspectivă care vreau să o abordăm, faptul că Dumnezeu a zis că nu vă voi lăsa orfani și l-a trimis pe Duhul Sfânt, care prima roadă este dragostea. Și așa cum ziceai tu, dacă frica e o emoție, atunci și dragoste e emoție, dragoste, bucuria, pacea. Un rând de emoții pozitive care le primim la această înfiere. Este așa de minunat când ne ducem direct la cuvântul lui Dumnezeu, iar Duhul Sfânt ne aduce revelație. Contează mult în ziua de astăzi și mulți poate nu sunt de acord, dar e treaba lor, să trăim versetul la Efesen 1 cu 17 și mă rog, zice Apostolul Pavel, ca Domnul să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire sau revelație în cunoașterea lui Dumnezeu. Mereu spun acest verset și mă rog zilnic și când iau Biblia să citesc. Am nevoie de revelația ta să te pot cunoaște. Cei mai mulți dintre noi, cum spuneai puțin mai devreme, mi-e greu să spun, avem imagini greșite despre Dumnezeu. Avem un Dumnezeu creat după mintea noastră, părinții noștri, bunicii noștri. Și mereu am spus și în conferințe, când venim la rugăciune să ne rugăm, cum ne rugăm? Începem, Doamne Iisuse ajută-ne, Doamne Iisuse dă, Doamne Iisuse îți mulțumim, Doamne Iisuse. Și ne ridicăm și plecăm. Întrebarea vine acum, în momentul când tu vii la rugăciune, Ști tu cui te adresezi. Cel mai important lucru în momentul rugăciunii este cui mă adresez. Și o să spui lui Dumnezeu. Și întrebarea mea este, care Dumnezeu? Păi cum care Dumnezeu? Dumnezeu Unu ce singur. Unul singur. E adevărat. Mă duc mai în adâncime. Ce relație ai tu cu acest Dumnezeu? Nu vorbim de un Dumnezeu la general. Nu vă primi un Dumnezeu care a făcut în Vechiul Testament, care a dres, care a făcut minuni. Da, e același. Ce relație am eu cu acest Dumnezeu? Și aici intervine puterea Duhului Sfânt de revelație. Să mi-l descopere mie personal pe Dumnezeul care vindecă, Dumnezeul care poartă de grijă, Dumnezeu care ascultă rugăciuni, Dumnezeu care este tăticul meu, Dumnezeu care este dragoste. În momentul când am experiența mea personală și eu nu mai vorbesc despre un Dumnezeu la general, în momentul acela înțeleg că eu nu mai sunt orfană. Domnul Iisus zice, eu mă duc, dar vă trimit pe altcineva care seamănă cu mine cu alte cuvinte. Vă trimit un ajutor. Cine este Duhul Sfânt? Imaginează-ți că există pe pământ, să zicem, o comparație ca să ne fim nouă, mult mai pe înțeles. Găsești pe cineva care este cel mai deștept în absolut tot. Când e vorba de școală, dacă ești la facultate, la matematică, la fizică, la chimie, la orice, el știe tot. Sunt oameni brilianți care știu absolut tot. Când e vorba de business, totul știe. Când e vorba de putere, are autoritate că e cel mai puternic în, în România. În orice domeniu este cel mai, cel mai, cel mai. Cum ești tu de când te scol, când știi că totdeauna este special trimis să fie lângă tine, să te ajute? Ești într-o odihnă totală. De ce? Pentru că ai un ajutor. Te bazezi. Tine. Te bazezi pe acea persoană. Da, pentru că știi că știe. Cine este Duhul Sfânt? Este ajutorul care l-a trimis Dumnezeu. Să ne învețe, să ne sfătuiască, să ne mângâie, să ne ajute. El este persoană, nu este o putere. Este și putere. Este simbolul porumbelului, dar nu este porumbel. El este cel care cunoaște Inima Tatălui. Și, cum ai spus prima, roada a Duhului Sfânt sunt niște emoții, dar este. roada este caracterul lui Hristos în viața noastră. El lucrează în viața noastră ca noi să ne predăm total, ca El să locuiască noi. Și El aduce ceea ce Tatăl are și îmi dăruiește mie și eu dau mai departe. Și aici. Rodica este zero, el este totul. Nu mă pot lăuda ca în iubire că te iubesc, și iubirea lui. Nu mă pot mă lăuda că eu sunt mai sfântă ca tine și te iert imediat să-i dau bani mai mulți. Nu, este el. Eu doar am învățat predarea totală. Eu am învățat să mă supun. Eu am învățat să mor față de ul meu. Și cu cât eu mă micșorez, cu cât eu mor cu atât are putere în viața mea. Și atunci îl înțeleg pe tata. Atunci înțeleg și revenim la ce ai spus puțin mai devreme. Unul dintre capitole care, când aproape să te cartea de scris, mi-aduce Duhul Domnului aminte să-l scriu. Frica în contextul religios. Așa este unul dintre capitole. Și acolo dezbat acest subiect. Căci foarte mulți în biserică sunt mânați de frică că vine necazul. Frica că Dumnezeu mă pedepsește dacă nu mă îmbrac așa, sau dacă lipsesc la biserica sau dacă iau uh, cina, uh, Biblia spune să nu iei în, uh, într-un duc de neiertare sau neîmpăcare. Dar trăiești într-o frică continuă. Mai sunt unii, am spus în carte, și am întâlnit, care spun că aduc un cuvânt profetic, și cuvântul profetic este doar pentru nenorocire, moarte, uh, boală, amenințare. Eu am curat să spun clar, nu este de la Domnul. De ce? Pentru că Domnul ne spune, în dragoste nu este frică. Frica are cu ea pedapsa. Eu nu v-am dat un duc de frică. Dacă cuvântul pe care îl rostesc, prorocia pe care o spun, inspiră frică care nu mă duce la pocăință, o frică care mă duce în confuzie și nu mai știu unde e Dumnezeu și cine e acest Dumnezeu și de ce permite acest Dumnezeu așa ceva, nu este de la Domnul. În spatele acestor gânduri, inspirații poate, este ceva acolo, un filtru necurat, un filtru vinovat sau este un filtru căci așa am pomenit o prismă a unui Dumnezeu care te abia așteaptă să păcătuiesc ca să vină cu băta și pedeapsa. Eu am zis, nu, eu n-am un astfel de Dumnezeu. Dumnezeul meu spune și al meu acesta, nu știu cum o fi al tău, e plin de milă, de îndurare, bogat în bunătate. E un Dumnezeu care îi pasă de mine, un Dumnezeu care e tăticul meu și care mă disciplinează. Zice, ce tată nu și pedepsește copilul? În original acolo spune, își disciplinează copilul ca să-l îndrepte, dar care nu-mi inspiră frică, ci îi văd dragostea tatălui meu, că îi pare rău că eu am greșit și el încearcă să mă disciplineze ca să o ia pe drumul cel drept. Dacă îmi vine o pedeapsă peste mine, eu nu zic neapărat că Dumnezeu și tatăl meu a trimis o ce eu am păcătuit, am deschis ușa diavolului și deavolul trimite săgeți să mă distrugă. Căși menirea lui este să omoare, să fure, să prăpădească, să distrugă tot în viața omului, a familiei, a bisericii, a societății. Dar de la cine vine? Pe dacă eu am păcătuit, normal că atrag ceea ce eu am făcut. Și diavolul zice, uite, a făcut ceva ce îmi place mie. N-ai dreptul să intervii, îi spune Dumnezeu, eu mă duc. Și atunci poate să aducă pedeapsă suferință de tata care ne iubește și acea încercare o întoarce tot spre bine. Și din acea durere scoate o binecuvântare. Dacă ne poziționăm corect, dacă într-adevăr, tată, mă pocăiesc că îmi pare așa de rău. Știu că tu ești Dumnezeul a doua șansă, a treia șansă și a o sută șansă. Încă harul mai este pentru mine. De ce? Domnul Iisus zice, tată, mai las-o și anul acesta. Poate, poate se pocăiește. Poate, poate va rodi. Am un Dumnezeu care apoi, când ajung să-L cunosc și să înțeleg iubirea, nu-L mai slujește frică. Nu-mi e frică de pedeapsă ci din contră când iubirea lui pătrunde în viața noastră, fug de păcat, mi-e scârbă de păcat, nu mai îmi permit nici să miros ceva murdar sau să gândesc sau să aud ceva murdar. Fug la el și tot timpul sunt conștientă că și reflectorul dragostei lui, ochiul lui se uită după mine, dar nu să mă pedepsească, ci că e drag de mine și eu nu vreau să-l supăr, că mă iubește. E diferență, nu? E mare diferență și îmi pare rău că timpul s-a dus așa de repede și au trecut minutele alocate a emisiunii noastre, dar te-aș ruga să revenim pentru că eu mai am întrebări pe lăcere. marginea cărții despre felurile de frică, despre fricile tale, dacă mai sunt sau dacă au fost și care ne-ar prinde foarte bine să le aflăm. Dacă ești de acord, da. ne luăm rămas bun aici și revenim într-o viitoare ediție să continuăm acest subiect Da, Mulțumesc util. mult! Mulțumesc cu multă plăcere! Mulțumesc, Rodica! Uh, dragi spectatoare, dragi telespectatori, vă mulțumim că ne-ați urmărit cu atenție, ați ascultat uh, gândurile și mărturisirele Rodicăi Volintiru despre frică, autoarea cărții În dragoste nu este frică, carte pe care o puteți comanda pe numărul de telefon afișat pe ecran. Aș vrea să încheiem uh, Dezbaterea de astăzi cu un verset din Romani 8 cu 28, care vine ca o concluzie uh, și aș vrea să-l citez. Uh, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați după planul său. Deci, cuvântul dragoste, dragostea lui Dumnezeu față de noi și a noastră față de Dumnezeu, este ceea ce anulează orice fel de frică. Fiți binecuvântați, fiți plini de pace, de dragoste și să ne revedem cu bine în săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii pentru noi femeile. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.